le voi da elevilor mei cel mai greu test la limba română. Nu vine să cred, frate, mă trage poliția pe dreapta. Ha, mă, că e abia ora 8 dimineața, așa bine am început ziua, stai două secunde. Haideți, mă, domn polițist, de ce mi-ați făcut semn? Știți că sunt profesor, trebuie să ajung la școală, sunt în întârziere. Rămân copii aia needucați. Haideți, mă, domn polițist, nu vă pasă, nu vă pasă deloc de copii? Nu vă pasă de viitorul lor, bro? Bună ziua, numele meu este Alexandru Radu. Bună ziua și ție, și sunt de la poliția rutieră. Nu am nevoie de niciun buletin de la dumneavoastră, doar vreau să vă aduc la cunoștință că aș depăsit viteza legală cu 8 km pe oră. Ha, mă, frate, ce înseamnă 8 km pe oră? Așa că trebuie să plătiți o amendă de 100 de dolari. Băi, cine a făcut legile astea, fraților? Adică să dau aproape 5 milioane pentru că am depășit cu 8 km pe oră? Doamne, iartă-mă că nu credeam că o să văd așa ceva, mamă, și abia am început ziua, bro. Și credeam că o să fie o zi bună, că m-am trezit așa fresh și toate astea. Ha, mă, frate, e posibil așa ceva? Nu trebuie să o plătiți acum, aveți 15 zile să mergeți la poliție cu buletinul, iar acolo puteți face plata. Deja am înregistrat o zi plăcută, da. Mulțumesc, mulțumesc, deci mi-ați minunat, mi-ați luminat ziua, să spun așa, bro. Haide-mă, fraților, las-o așa, man. Doamne, bro, dar nu pot și eu să încep o zi bine. Nu pot și eu să încep o zi bine, că nu, fraților, m-am răzgândit. De acum iau doar autobusul, bro. Și ceva, ui, poftim. Și acum, dacă îl călcam pe ăsta, venea polițistul din spate și-mi lua permisul. Fraților, de acum... Eu uite și pe ăștia, bă, dar voi n-aveți un Dumnezeu, băi, cum mergeți voi pe mijlocul drumului? De acum, fraților, mă duc numai cu autobuzul. De fiecare dată când mă duc cu mașina la școală, se întâmplă câte o chestie de-asta care mă enervează. Așa că de acum, gata, mergem cu autobuzul. Unde să parcăm, bro, că nici n-am loc să parchez. Uite, hai că o parchez... Uite, o parchez aici, să poată să iasă și ăla. O parchez aici, în fine. Haideți să vedem ce ore avem astăzi. Mamă, frate, cum am început ziua, bro. M-a tras poliția pe dreapta din prima. Mă, frate, las-o așa. În fine, hopa. Ia vedeți, fraților, că domn director nu este singur în birou. Este cu profesoara de română. Mamă, până acum n-am mai văzut-o pe profesoara de română. Bună dimineața. Bună dimineața la toată lumea. Doamna profesoară, bună ziua, eu sunt Marius și sunt profesor de matematică aici. Aveți niște ochi foarte frumoși, pot spune. Noi acum ne întâlnim prima dată, să știți că na, sunt printre cei mai buni profesori din școală, doar atât spun. Nu mai pot, îmi dau demisia, domn director. Domn director, ce s-a întâmplat? Abia așteptam să vină ziua asta, pentru că trebuia să le închid mediile și gata, ne vedeam abia la anul. Dar nu am mai rezistat. Au început să-și bată joc de mine și să râde de mine, așa că am izbuit în plâns și am venit la dumneavoastră. Bro, ce s-a întâmplat? Doamna profesoară, vorbiți cu mine, că vă rezolvă problema. Cine v-a supărat? Trebuia să le dau testul de final de an, dar v-am spus. Nu am mai reușit. Doamna profesoară, Marius Iancu aici, cel mai detemut profesor din școală, că toată lumea tremură când mă vede. Spuneți cine v-a supărat. Vreau să-mi dau demisia. Nu mai vreau în viața mea să predau... la clasa 8B și mai ales la Alexandru. Ok, atât voiam să aud. Clasa 8B Alexandru. Copilul ăla este un diavol. De acord cu dumneavoastră, să-l vedeți pe fratesul de la 7B, dar numai hai să nu dăm nume, da? Domn director, cred că știu ce urmează să faceți și vreau să vă zic de acum că sunt de acord. Stați puțin, doamna profesoară, înțeleg că sunteți nervoasă, înțeleg că elevii sunt nesimțiți, dar vă rog să vă mai gândiți. Ok, acum, doamna profesoară, nu vă puteți da demisia, că până la urmă nu există doar elevi nesimțiți. Acum că la noi la școală s-a întâmplat, doamne ferește, cine a pus pe elevii ăștia aici, nu știu, dar pentru că la noi la școală s-a întâmplat să fie foarte mulți elevi nesimțiți, asta nu înseamnă că trebuie să pierdem o profesoară așa de minunată ca dumneavoastră. Nu-i așa? Uitați, a venit Marius aici, Marius Iancu, da? Eu cel mai detemut profesor, am mai zis odată. El poate să meargă să dea testul în locul dumneavoastră. Și stați să vedeți ce test le dau la fraierii ăștia. Și gata, anul ăsta nu mai trebuie să intrați în clasa 8B. Marius, ai auzit-o pe domnișoară. Nesimțiți, au făcut-o să o plângă. Las că vedeți. Mergi și dă-le un test de final de an la care e 100% sigur că nu o să treacă niciunul. Mamă, frate, deja mi-au venit niște idei. Deja mi-au venit niște idei de subiecte. Nu e o rugăminte, e un ordin. Cât timp faci asta, eu o să o calmez pe domnișoară, desigur.
Deci, domn director, calmați-o pe doamna profesoară de română, că mai vreau să o mai văd pe aici prin școală. Și eu mă ocup de diavolii aia mici, de Alexandru. Deci, sigur, cine putea să o facă să plângă pe doamna profesoară? Doar nu Răzvanel. Alexandru, desigur. Hai să vedem. Bună dimineața! Ia vedeți, băi, a venit spaima voastră înapoi. Ia vedeți că am intrat în direcțiune și am auzit că ați făcut-o să o plângă pe doamna profesoară de română. Băi, nu vă e rușine, bro? Doamna profesoară de română, care e atât de minunată, e atât de cum se cade, o femeie cum se cade. Voi ce faceți, băi? O faceți să plângă, dar nu vă e rușine? Alexandru, am auzit că tu, desigur că tu, că doar cine altcineva. Desigur că ai avut ceva de comentat. Aoleu, iară tu, mă, ce o să faci? O să te pui și tu pe plâns ca doamna profesoară? Nu știi și voi de glumă? Lasă, Alexandru, că vedem ce o să facem. Băi, Răzvanel, ia, Răzvanel, fii atent, atent la mine. Ce a făcut Alexandru? Ce s-a întâmplat mai exact? Că știu că doar că doamna a făcut mișto de aia și nu știu ce și doamna profesoară a început să plângă. Domn profesor Marius, ce bine că ați venit. Clasa noastră este un dezastru. Nu mai spune, nu mai spune. Nu mai ne uităm la un băiat cu căști în urechi. Îmi pare rău, Marcus. Restul, nu mai zic, da? Alexandru a aruncat cu resturi de mâncare în doamna profesoară. Băi, nesimțitule. Băi, nesimțitule, cu resturi de mâncare în doamna profesoară, dar nu ți-ar fi rușine? Și au intrat în păr. Săraca de ea s-a enervat așa de tare că nimeni nu o ascultă și acum a plecat plângând din clasă. Băi, nesimțitule, băi, fraților, dar copiii din ziua de azi nu mai au Dumnezeu, bro, nu mai au respect. Lasă, Alexandru, că vezi tu, adică nici măcar nu mă complic, că la ce test vă dau acum, Alexandru, tu nici să scrii numele n-o să știi, știi ce zic, adică te rog să taci din gura. Mia, tu ce faci? Totuși mai dăm test de sigur, cum adică, adică ce credeți, băi, asta a fost o tactică de a voastră? Să o enervați pe doamna profesoară, să aruncați cu restul de mâncare în ea, ca după ce, gata, nu mai dăm test, nu știu ce, băi, calmați-vă puțin că testul se dă și testul o să-l dau chiar eu, am înțeles că trebuie să dați un test la română, testul de final de an. Chiar eu o să-l dau, ați înțeles? Luna? Nu înțeleg de ce a reacționat așa doamna profesoară. Și mie mai intră câteodată mâncare în păr și nu fac așa urât. Dar ție ți-o aruncă cineva în păr? Puta, frățiu, adică dacă eu aș veni și ți-aș arunca ție mâncare în păr, nu te-ai supărat? Doamne, bro, în ce lume trăim, man? Băi, eu cred că tu, pentru că stai pe rând cu Alexandru, te corupe și el. Știi ce zic? Eu zic să taci din gură. Ce faci, bă, George? Domn profesor, vă readuc aminte că astăzi trebuia să ne dea doamna profesoră testul de final de an, știu, ca să avem toți 3 note și să încheie media. Cum facem? Vi-l dau eu! Cum adică cum facem? Vi-l dau eu, stați liniștiți! Gabriela? Haideți, domn profesor, dacă tot a plecat doamna profesoară, nu putem să mergem acasă și așa e ultima oră. Cum e ultima oră, că e ora 8 dimineața? Astăzi voi aveți numai o oră? Nici nu mă interesează ora asta, dați test, știi ce zic? Marcus, te rog, fii atent, Doamne ajută! Spune-mi, te rog, că n-ai avut căștile în urechi. O să spun o întrebare. Ce faci? Ce s-a întâmplat? S-a terminat ora... Nu, taci din gură, te rog, taci din gură. Teodora, ce bine că ați venit să-l calmați pe Alexandru, domn profesor. E un nesimțit, așa de urât se comportă cu profesor. Îi las că o să vadă. Hei, Alexandru, comportă-te urât cu mine dacă tot faci pe șmecherul. Bun, fiți atenți ce o să facem. Deci, o să vă dau testul de final de an, da? Fiți atenți. Deci vă pun o carte la fiecare și deja, fraților, mi-au venit niște subiecte în minte. Să nu mă credeți pe mine vreun inteligent, dar știu niște subiecte de-astea de la română, nu știu, cred că le-am văzut ori pe YouTube Shorts, ori pe TikTok, niște subiecte așa unde se încurcă toată lumea și o să le dau lui inteligenții ăștia ca să văd ce o să facă. Fiți atenți. Pun așa. Deci, o să aveți 3 exerciții mari și late la acest test și pentru ce i-ați făcut lui doamna profesoară de română, o să vă corectez la sânge. Bă, m-ați auzit? La sânge. Adică, dacă n-a spus o virgulă, nota 4, ok, nu nota 4, du glumesc. Da, dacă n-a spus o virgulă, o să vă depunctez. N-a spus o cratimă, Doamne ferește să nu puneți o cratimă. La sânge vă corectez, nesimțiților, da? Bun, păi fiți atenți cum facem. Avem așa. Primul exercițiu. Despărțiți în silabe cuvântul augmentativ. Băi, i-am omorât cu asta. Augmentativ. Hai mă să văd cât de inteligent sunteți. Deci asta e prima întrebare de de pe YouTube Shorts. Și a doua, fiți atenți, faceți-o că asta nu știe nimeni. Cum se numesc? Nu, spune așa. Spuneți care este denumirea a două cuvinte care se scriu la fel
dar se pronunță diferit. Fraților, în cazul în care nu știa, sunt omografe, să n-audă ăștia. Omografe, așa cred că sunt. Acum, dacă nu sunt, ghinionul lor până la urmă, da? Deci, primul exercițiu, să despărțiți în silabe cuvântul augmentativ și exercițiul cu numărul 2, să spuneți care este denumirea a două cuvinte. Deci, cum se numesc ele? Cum e, de exemplu, dau așa un exemplu, să mă gândesc. Fals și adevărat sunt antonime, da? Că e fix opusul. Cum se numesc astea? Știți ce zic? Două cuvinte care se scriu la fel, dar se pronunță diferit. Și exercițiul 3, fiți atenți. Faceți o compunere despre o oră de la școală care v-a rămas amintire. Da, deci despre, nu ora voastră preferată, faceți o compunere despre o întâmplare de la școală care s-a petrecut într-o oră, da? Și foarte atenți, băi, să scrieți bine, că vă corectez la sânge. Deci, pe bune, chiar m-ați întristat rău de tot când am văzut cât de tristă este doamna profesoară de română. Și pe lângă asta, fiți atenți, vă dau 30 de minute la dispoziție și după ne mai rămân 20, ca să nu ziceți după că mai ales că n-am putut să fac nu știu ce prostii de-astea. Nu, aveți 30 de minute la dispoziție din momentul ăsta. S-a pus startul. V-a sunat ceasul, băi, inteligenților. Au trecut 30 de minute, dar stați, fraților, că am uitat, că eu nu m-am uitat ce note aveți voi la română. Ia să vedem, catalog. Ia, toată lumea are 10. Păi bă, ăsta e un nou motiv să fiu și mai nervos. Adică, doamna profesoară a fost așa de bună cu voi, v-a dat 10 la toți. Adică, Răzvan el merita, Gabriela, George, Teodora merita, Marcus 100% nu merita, voi 200% ați copiat, ăla din ultima bancă, Alexandru, 100% nu merita, 2 de 10. Băi, v-a dat 2 de 10 și voi faceți așa ceva? O faceți să plângă? În fine, păi fiți atenți cum o să face. O să vă iau pe fiecare în parte, vă corectez testul la sânge, deci vă corectez aici în fața voastră. Și după vă dau o notă și vă închei media, da? Haideți să vedem. George, tu ești primul, da? O luăm așa. Hai să vedem, George, ce ai făcut tu la testul ăsta. Chiar sunt foarte curios. Prima dată, cuvântul augmentativ nu l-ai despărțit deloc bine în silabe. Este augmentativ, cred. Deci, cred, sper să fie adevărat. Frate, v-am zis, eu am văzut pe YouTube shorts asta. Nu știu dacă e 100% adevărat, dar ideea că era un short ăsta cu întrebări de română la care se încurcă cei mai mulți adulți. Deci e greșit, la doi n-ai știu ce să scrii. Deci acum, George, la ce performanță ai dat la primele două exerciții, îți spun că dacă faci compunerea bine, bă, dar trebuie să o faci bine rău de tot, îți dau un 7. Dar nu cred că o să o faci bine rău de tot, deci probabil ai un 5-6. Hai să vedem. Deci, compunerea lui George. În clasa a treia, mai exact într-o zi de vineri, era ziua mea. La mulți ani, George. Toți colegii spuneau la mulți ani și urmea să vină ora de geografie. Și atunci s-a întâmplat ceva complet neașteptat. Doamna de geografie a intrat în clasă cu un tort de Oreo în mână. Oreo e mâncarea mea preferată și toți au început să-mi cânte la mulți ani. Ok, deci George, fraților, spune că o oră care a rămas lui amintire a fost ora în care bănuiesc că și-a sărbat ziua. A fost o surpriză. M-am simțit atât de bine pentru că pe lângă colegii mei au venit și alți prieteni de-ai mei din alte clase și n-am mai făcut geografie, ci toți am participat la ziua mea. În ziua aia, doamna de geografie mi-a pus cea mai ușoară întrebare, drept ascultare. Întrebarea a fost, care este cel mai populat oraș din România? Cea mai simplă întrebare de geografie, București. Și mi-a pus nota 10. A fost o zi de naștere pe care nu o să o uit niciodată. Băi, deci fraților, fiți atenți, să scrieți la comentarii, după ce vă uitați la tot videoclipul, dacă credeți că am dat notele corect. Deci vorbesc cât de serios se poate, chiar dacă sunt nervos, o să încerc să dau notele corect. George, fii atent, fraților. Deci la primele două exerciții ești vai de capul tău, dar la al treilea exercițiu chiar te-ai descurca bine. Deci n-a fost o compunere atât de specială, adică chiar a fost o compunere mediocră, putem spune, dar nu prea am observat greșeli de ortografie, de ceva de punctuație, dacă cumva sunt puține, că am trecut eu peste ele. Un nota 7. Meriți nota 7, George, asta înseamnă media 9. Bravo ție, ai media 9 la română, ți-am încheiat media, bravo ție, ce părere ai? Mulțumesc, domn profesor, chiar îmi pare rău că am supărat-o pe doamna de română. Ei, îmi pare rău, uite că pentru tine s-a terminat foarte, foarte bine. Gabriela, tu urmezi, da? Deci să fie foarte, foarte mare grijă. Nici măcar n-am emoții la elevii ăștia. Hopa! Ce avem aici, fraților? Augmentativ, scris corect. 2. Omografe. Bravo!
Bravo, Gabriela! Și să vedem și compunerea. Dacă și compunerea e perfectă, îi dau nota 10. Înainte să încep să povestesc cea mai tare oră din viața mea, hopa, deci e ceva tare, vreau să spun că și-a meritat-o. Cine și-a meritat-o? Era o zi de luni, tocmai ce ieșisem din vacanța de Paște și mergeam la școală. Mama mi-a făcut pachet și mi-a pus două sandwich-uri în el. Era o zi mai lungă pentru că după trebuia să mă mai duc undeva, așa că aveam nevoie de mâncare. Complet de înțeles. Când am ajuns la școală, am luat-o pe scări ca să mă duc la mine în clasă, pentru că aveam clasă la etaj și din greșeală m-am împiedicat. Aoleu, sora mea, și asta e cea mai tare oră din viața ta? Și nu pot să-mi explic, dar când m-am împiedicat, mi s-a deschis și ghiozdanul. Probabil era deschis de dinainte, dar atunci au început să cadă lucrurile din el. Și pe lângă cărțile care au căzut, au mai picat și cele două sandwich-uri. Bro, sora mea, nu-mi spune că ți s-a furat sandwich-urile, bro, parcă ai schis cea mai tare oră din viața ta! Dar partea ciudată e că după ce au venit niște colegi să mă ajute să-mi iau cărțile de pe jos, nu mai găseam sandwich-urile. Nu știam dacă ori mi le-a furat cineva, ori le-am uitat acasă. Am ignorat situația. Iar o oră mai târziu, mama m-a sunat în disperare să-mi spună să nu cumva să mănânc sandwich-urile alea, pentru că din greșeală a folosit salam expirat. Știu unde duce povestea asta, pot să-mi imaginez. Eu am început să râd pentru că mi-am dat seama că nu mi-am uitat sandwich-urile acasă, ci cineva le-a luat și urmează să facă o toxinfecție alimentară corectă. Surprize, surprize, ora viitoare, Alexandru, desigur, inteligentul clasei, Alexandru s-a cerut la baie și a stat acolo toată ora. Fraierul mi-a furat sandwich-urile stricate și le-a mâncat. Băi, Gabriela, sincer să spun, mă gândeam la început să nu dau nota 10 și dacă faceți testul perfect pentru că a supărat-o pe doamna profesoară, dar la compunerea asta n-am cum să nu dau nota 10, mai ales că frerul de Alexandru a făcut toxinfecție alimentară, Doamne ferește, da, zic așa că a făcut pe șmecher-o. Gabriela, nota 10, ești prima din clasă cu media 10. Bravo, soră mea, o compunere de nota 10, chiar mi-a plăcut maxim. Ha, 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 și acum are boală pe mine de la faza aia. Are boală pe toată lumea, eu, fraților, ați văzut. Am încercat de atâtea ori să fiu prieten cu Alexandru, nu s-a putut, nu se poate. Aia e, știi ce zic, nu-i vina mea. Mai departe. Marcus, tu, frățiorul, hai să vedem. Deci, băi, am emoții maxime la tine. Deci am emoții maxime să nu cumva să faci vreo prostie. Marcus, tu, de ce mi-ai despărțit în silabe cuvântul ambulanță, bro? Era augmentativ, ăla era cuvântul. Doi sinonime, nu se numesc sinonime, bro. Doamne, fraților, mamă, și s-a scris o compunere. Cine știe despre ce, Doamne ferește, a scris compunerea? Fac pariu, fraților, că n-a scris compunerea despre ora de la școală, nu știu de ce. Hai să vedem, sunt 100% convins. Îmi amintesc și acum ziua aia. Era 1 decembrie și eram la meci. Bă, eram sigur. La echipa mea de fotbal, la echipa mea favorită de fotbal, adică FC Țăndărei. Ok, bă, poate are ceva legătură cu școală. Hai să nu judecăm din prima și să vedem. Eu de acolo sunt, așa că de mic am ținut cu echipa aia. Era o zi mare pentru noi, deoarece dacă câștigam meciul sau făceam egal, ne calificam în Liga a doua. Bravo, băi, Marcus, bravo. Era cea mai mare realizare a noastră, îmi dau seama. Dar speranțele ne-au fost năruite după prima repriză, pentru că scorul era 4-0 pentru adversari. Aoleu. Deja lumea a început să plece de la stadion complet dezamăgită, pentru că nu ne mai gândeam că avem vreo șansă la calificare. Păi probabil nu mai aveați, dacă era 4-0 la pauză, era 0. Ei bine, ce să vedeți? S-a făcut minutul 90, scorul era 4-2. În minutul 91 s-a mai marcat un gol. Toată lumea era fericită, dar cam degeaba. Era 4-3 scorul, dar arbitrul a dat 4 minute prelungire. Deci mai aveam 3 minute la dispoziție să dăm un gol. Da, pentru că minutul 91, fraților, s-a dat golul. Deci până la minutul 94 mai sunt 3 minute ca ei să dea un gol. Dar ce să vedeți, în ultimul moment al meciului, arbitrul a fruierat. Penalti pentru noi! Bro, știu că nu e despre o oră de la școală și că o să-ți dau nota 4, Marcus, dar totuși este o compunere interesantă. Tot stadionul era în aer, țipam atât de tare că nu mai simțeam plămânii, după s-a bătut penaltiul și idiotul ăla de la FC Țăndărei a dat peste poartă.
Așa ne-a pierdut noi calificarea. Băi, ești fenomenal, frățioră. Băi, fii atent, pentru că mi-e drag de tine. Pentru că mi-e drag de tine, îți dau nota 6, da? Chiar dacă n-ai făcut nimica corect, adică n-ai făcut nici primul exercițiu, nici al doilea, probabil nici subiectele nu le-ai luat corect, că ai toată ziua stai cu căștile în urechi și asculți muzică, dar mi-a plăcut compunerea. Îi dau nota 6, fraților, da? E real, Marcus, ăsta. Nota 6, cât vine, fraților? Media, cred că este... 8.66, nu? Probabil este 8.66, da. 100% e 8.66. Bun. Hai să vedem. Teodora, da? Hai că de la tine am mari așteptări, Teodora, da? Știu că ești o elevă de nota 10. Hai să vedem ce avem aici. Augmentativ, bravo. Omografe, bravo. Hai să vedem compunerea. Nu m-am gândit niciodată că o să fac școală la ora 6 dimineața. Sora mea, îmi pare rău, dar ți-am zis, o să depunctez pe cratime. Ai boală pe cratimă? De ce n-ai pus cratima acolo? Dar viitorul îți rezervă întotdeauna ceva nou. Pentru că într-o zi, băi, iar ai uitat să pui cratimă. Băi, sora mea, tu ai lipsit de la școală când se făceau cratimele. Într-o zi de vineri, nu am putut să facem ore. Profesorii au zis, decât să ne cheme în weekend și să ne strice weekendul, mai bine să mergem luni la ora 6 dimineața. Stați că n-am înțeles. Deci pentru că într-o zi de vineri n-au făcut ore, profesorii au zis să nu-i cheme în weekend, să facă orele pierdute în weekend și să facă ore de la 6 dimineața luni. Cea mai proastă idee. Așa că deci nici măcar nu o să mai zic că nu pune cratimă. M-am trezit la ora 5 și m-am dus la școală. Și ce să vezi, aveam română prima oră, dar doamna profesoară de română nu s-a trezit. Și pe lângă asta, ea era cea care trebuia să vină să deschidă școala. N-am mai făcut nici română și nici n-am mai intrat în clasă. Într-adevăr, n-am făcut școală la 6 dimineața, dar am înghețat de fric pentru o oră, până când a venit doamna de serviciu să ne lase înăuntru. Băi, Teodora, sora mea, ai făcut primele două exerciții bine. Băi, dar a fost... Băi, deci... N-ai pus o cratimă. Ia să-ți faci să analizez puțin. Băi, o cratimă nu-i pus, să zici că ai făcut challenge, să nu pui cratimă. Sau? Nu, faci, n-a pus nicio cratimă. Îmi pare rău, Teodora. Hai că nu-ți dau 6 calul ăsta, dar îți dau nota 7. Îți dau nota 7, chiar... Bă, dar stai că și lui George... Dar stai că George a greșit primele alea. Bun, bun. Deci da, eu zic că meriți o notă 7 corectă, da? Deci asta e cea mai corectă notă, fraților. 100%, media 9. Și tu, bravo. Bravo, bravo, Teodora. Ai media 9, eu zic că e ok. Păi adică nu primești 10? Nu, nu primești 10, sora mea. Ai nota 9, ți-am mai zis. Bun, hai să vedem. Mia și Luna. Sunt curios dacă ați copiat compunerea una de la alta. Hai să vedem. Prima dată tu, Mia, augmentativ, nu-i bine, omografe, augmentativ, nu, e augmentativ, nu e bine. Și compunerea. Era ora de sport, o oră foarte mult așteptată de mișcare. Când a intrat domn profesor, ne-a spus că vom da norma sportivă de sfârșit de semestru la săritura peste capră cu bătaie pe trambulină. Băi, de ce așa de multe detalii? Băi, eu cred că... Stați puțin. După ce ne-am încolonat, băi, ce-i cuvântul încolonat? M-am uitat la colegii mei cum execută acea săritură. Domnul profesor i-a așteptat ca să-i ajute, după ce se reau peste capră, să nu se lovească. Mi-a venit și mie rândul, am executat bătaia pe trambulină, dar nu mi-a ieșit săritura. Mi-a spus să mai execut o dată. Am executat din nou, dar fără succes. Domnul profesor mi-a spus că dacă nu o execut, îmi dă nota 4 la sport. M-am ambiționat, am bătut pe trambulină, am sărit peste capră, direct peste domnul profesor, care a căzut și au sărit și ochelarii de pe nas. Apoi mi-a spus că îmi va da notă mare la sport, dar să nu mai sar. Bă, fraților, băi, mi se pare cam suspectă compunerea asta, adică e prea inteligentă, fără supărare. Băi, n-ai la compunerea de pe net? N-aveți nicio dovadă că am copiat. Băi, dar uite că era deja defensivă. Ia stai aici, ia. Tu, Mia, Luna, tu despre ce ai făcut compunere? Aha, aveți aceeași greșeală la augmentativ, cine se aștepta. Și tu, ce ai aici? Mereu ne distrăm și ne simțim bine, mai bine după orele de învățat în școală, ora de sport ne relaxează. Și a făcut despre ora de sport. Bă, fiți atenți, că asta o copia de pe net. Eu iubesc ora de sport, fiindcă facem diferite jocuri și ne simțim toți excelent.
Îmi place sportul mult, fiindcă nu trebuie să-ți bați capul cu exerciții complicate. Îmi place ora de sport maj mult decât matematica, română sau multe alte materii unde trebuie să te împiști cu gândirea și care îți dă bătăi de cap. Bă, astea sunt copiate de pe net 100%. Ia asta-s două secunde. Sunt copiate de pe net? Mințiți! Băi, asta. Ia vedeți, fraților, că facem testul suprem. Fiți atenți! Deci caut pe net... Fiți atenți, caut aici compunere despre ora de sport. Ia. Ora, ia, am găsit compunere despre ora de sport. Ia stați. O compunere, ia, vedeți că am găsit o compunere despre ora de sport, 15-20 de propoziții. Și sunt două răspunsuri. Hai să vedem. Prima compunere spune așa: la ora de sport este extraordinar. Mereu ne distrăm și ne simțim mai bine după orele de învățat în școală. Ora de sport ne relaxează. Băi, sora mea, tu nu aveai aceeași compunere de aici. Aha! Eu iubesc ora de sport fiindcă facem diferite jocuri. Eu iubesc ora de sport fiindcă facem diferite jocuri. Băi, sora mea, băi, crezi că mă fraierești pe mine? Și ia, a doua compunere. Era ora de sport. O oră foarte mult așteptată de mișcare. Bă, asta e compunerea ta, fraților. O am aici, uitați-vă, e aici pe telefon. Nu se vede, dar e aici, bro. Băi, nu vine să cred așa ceva, man. Ia, vedeți, fraților, e aceeași compunere. O oră foarte mult așteptată de mișcare. Nota 1. Nota 1. Luna și mie aveți nota 1. Aveți media 7, deci aveți mare noroc. Mare noroc. Nota 1 egal media 7. Și tu, Luna, la fel, ai nota 1 egal media 7. Băi, fraților, băi. Ok, iar acum am trecut la cei mai interesanți elevi din clasă. La Alexandru și la Răzvănel. Răzvănel, cu tine nu fac nicio problemă, să spunem așa. Știu că o să faci bine, dar o să las pe Alexandru pe final. Sunt curios ce o să facă el. Să vedem dacă mai e atât de inteligent cum se crede sau nu. Răzvănel, frățiorul, hai să vedem ce ai scris aici, let's go. Chiar sunt foarte curios. Augmentativ, bravo. Doi omografe, bravo. Hai să vedem compunerea lui Răzvănel. Ora mea preferată a fost prima oră în care m-am întâlnit cu domn profesor Marius. Ei, lasă-mă, bro, ăsta mă lingușește. De departe, cel mai bun profesor. E adevărat ce zice aici, dar mă lingușește. Cel mai corect, corect. Și cel care știe să pună toți elevii la punct. Corect. La ora lui, de fiecare dată, cine merită ia nota 10, cine nu merită primește nota 4. Iar cine este nesimțit sau copiază, primește direct nota 1. Băi, Răzvănel, știu că ai făcut asta ca să mă pui pe un cur practic și să faci pe lingușitorul să te dai bine pe lângă mine, dar numai vorbe adevărate, numai vorbe adevărate văd. Este un profesor care vrea să dea doar note de 10, dar când e nevoie, dă și o notă de 1. Aici aș vrea să te contrazic, e fix invers. Sunt un profesor care eu vreau să dau numai note de 1, dar dacă e nevoie și cineva face bine, trebuie să dau și nota de 10. În concluzie, domn profesor Marius este un profesor model, corect. Și să nu uităm toate dățile în care și-a ajutat colegii profesori, foarte important, și a venit să predea în locul lor, dacă aceștia aveau treabă. Bravo, Răzvănel! 10 din 10. N-am ce să zic, frățioro, ești numărul 1. Da? Unde ești? Aici. Băi, stai că am deschis ăsta. Răzvănel, încă o notă de 10, media 10 pentru că o meriți, frățioro. Da? Deci nu așa, îți dau media 10 pentru că o meriți. Stai să spunem nota așa. Nota așa egal media 10. Bun. Și acum... Acum am ajuns la marele nostru inteligent, frățiorul Alex... Băi, stai că am pus catalogul aici în loc să... Ba, nu. Am ajuns la domnul Alexandru, da? Ia zi, băi, domnule Alexandru, ce ați făcut dumneavoastră aici, bro? Bro, ce cu textul ăsta? Bă, ăsta-i text ăsta care se pune în carte dacă copiezi de pe net. Ești un fraier, îmi spune la primul exercițiu. Nu mă interesează, bă, dar nu se vede nimica. Ia să vedem ce a scris ăsta la compunere. Odată erau doi prieteni buni, Luca și Petru. Ei se înțelegeau bine mereu, dar într-o zi Luca primește în dar o bicicletă de la părinții săi. El s-a dus la prietenul său pentru a-i arăta ce a primit și să se plimbe amândoi cu bicicletele, pentru că a spus că este frumoasă, dar nu se poate plimba pentru că el nu are bicicletă. Atunci Luca i-a spus că vor face curândul, vor face câte o tură fiecare, s-au plimbat ei ce s-au plimbat, nici ăștia de la care a copiat, au fost colegi cu Teodora, erau la meci la FC Țăndărei când s-au făcut cratimele.
S-au plimbat, dar deodată Luca n-a mai vrut să se plimbe. Supărat, Petru i-a spus că era rândul său și s-au luat la ceartă. Amândoi erau foarte furioși și și-au spus cuvinte jignitoare și s-au luat la bătaie. Din prieteni buni au devenit dușmani. Cei doi prieteni și nu mai vorbesc deloc din cauza unei biciclete. Băi, ce e asta, Alexandru? Băi, ți-ai bătut joc, adică ai copiat-o asta de pe net, că de-aia e textul așa, că l-a copiat de pe net. Dar care-i treaba? Ce o să faci, profesore, că deja mi s-a acrit de tine? Vii tu rapid la fiecare materie să ne predai. Am 2 de 10 și am nevoie de 3 note. Sunt imun. Alexandru, frățelor, uite, știi care e problema la tine? Uite că... O să zic acum care e problema la tine, Alexandru, să mă asculți. Chiar o să șterg numele de aici, din catalog. Dar nu pentru că șterg notele sau ceva de genul. Dar te șterg de aici. Și te pun pe cealaltă pagină. De ce te pun pe cealaltă pagină, Alexandru? Uite, știi ce trebuie să înveți tu? Nu ai nevoie de 3 note. Ci 3 note este minimul. Da? Și tare am impresia că dacă îți dau o notă de 1, încă 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 o notă de 1 și încă o notă de 1, o să ai în total 8 note, da? Care vine, stai să faci eu că facem pe calculator, vine 28 împărțit la 8, media 3,5. Da? Deci, Alexandru, vezi că probabil ești repetent. Dacă de fiecare dată când mi-ai comentat mie, te-am lăsat corigent și mi-ai comentat de mai mult de 3 ori, deci probabil ești repetent. Da? Data viitoare să nu te mai pui cu profesorul Marius. Fraților, scrieți la comentarii dacă credeți că am acordat notele bune. Da? Hai! V-am pupat, toată lumea poate să plece, aici s-a terminat ora.